Foarte bine din nou episod. Astăzi jucăm cu Sepsis Sfântul Gheorghe în etapa 5-a, nu, etapa 4-a, cred că, din campionat. Haideți să trecem repede peste Didi's Boys să vedem ce s-a întâmplat la meci, totuși. Abonați-vă la canal dacă nu sunteți abonați, să facem și noi câți mai mulți abonați. Am dat gol așa din prima noi? No. De Jong, o ratare imensă. Aolo, De Jong apen. Hai să vedem dacă Iniesta dă asistul. Și Dolberg marchează, face 1-0, minutul 15. Bravo, Dimitrov. Hai cu roșu. Să finalizeze cu un șut. Nu e normal că finalizeze cu un șut. Și facem 2-0. Oare umilim Sepsis Sfântul Gheorghe? N-am avut niciodată 2-0 minutul 20. Mai bine jucăm cu ceva rezervă. Aoleo, țicule, țincule. Ratare, foarte bine, foarte bine. Apăr căbuz. Ține prima repriză, punem și noi pe pauză că ne bagă și acum o reclamă. Și începem a doua repriză cu scorul de 2-0. Haideți și la a doua repriză. Hai, Iancule, dă de la 40 de metri gol. Și este ratare. De când sunt la Viitorul Constanța, nu am pierdut nicio partidă, asta îmi bucură, e foarte bine pentru noi că n-am pierdut nicio etapă, dar o să, după ce o să vă arăt ce echipă au cei de la Dinamo și să vă spun că dacă noi luăm locul 2 anul ăsta, sezonul ăsta, suntem ca și campioni, fiindcă na, ceva ireal. După ce vă spun că a venit la Botoșani Messi, ca să vă dați seama. L-a vândut toată echipa ca să-l ia pe Messi. Dar Dinamo are o echipă mult, mult prea bună și nu putem să facem față, eu cred, nu știu când vom avea meciul cu ei, dar meciurile cu Dinamo clar le vom pierde, fiindcă au o echipă foarte, foarte bună. Deget picior fracturat. De nou e ratează a urca și de nou e în careu. Și... am crezut că se termină. Hai din nou, dă gol și tu. Hai, dă gol, dă gol, dă gol. Aoleo. Lasă el să fie bine pe apărare. Și câștigăm cu 2-0. Cred că ai avut ceva de spus despre viitorul, mai ales după acest 2-0. Așa se spune asta. Așa îmi place să văd fotbalul, multe ocazii și victorii. Minunat. Iniesta a fost foarte așa. Asta a zis de 100 de ori că Iniesta așa. Ne vedem mâine cu un nou meci. Haideți să vedem statistica. Omul meciului este Dolberg. Bravo. Iniesta a luat 9. Foarte bine. Punem pe pauză ca să nu bage ăstea vreo reloare, ceva ca să vă apară pe videoclip. Următorul meci îl avem cu Poliaș. Haideți să ne uităm puțin și peste campionat. Dinamo, 12 puncte, din nou a câștigat. Botoșaniu este, haideți să vă arăt că Messi e la Botoșani, să nu credeți că fac caterincă de voi și l-a pus pe lista de transfer și are numărul 11 Messi. Deci vă dați seama ce bun e managerul.
CFR Cluj urcă pe locul 4 după ce Chindia, Gaz Metan urcă și ea și Universitatea Craiova, FCSB, Astra Giurgiu Voluntar, Hermannstadt, Sepsi, Sfântul Gheorghe pe locul 12. Polia și Academica Câncei, ambele cu un singur punct. Să mergem să vedem ce... la rezultate. FCSB-ul mai avea puțin și se încurca cu Hermannstadt. Următoarea etapă, noi avem cu Marius Avram, arbitru, acolo super nervos, ne arată. Cam atât, nu știu să vă mai arăt. L-am vândut pe Ciobanu și a venit băiatul ăsta care, Miranda, nu l-am văzut pe teren când a fost cine știe ce. A fost un fel de schimb între eu, l-am dat la Gaz Metan Media și eu pe băiatul ăsta l-am dat cu 4 milioane și l-am dat pe Ciobanu pe 3. A fost un schimb plus un milion, cum ar veni așa. Cam mai se încheie și episodul de astăzi, dați acolo un like, abonați-vă la canal și ne auzim pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!